Până la data de 13 ianuarie, pe teritoriul României au fost confirmate 681.392 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID-19. 610.122 de pacienți au fost declarați vindecați. Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile raportate la 1.000 de locuitori, calculat de către DSP, care depășește valoarea 3, este regăsit în Ilfov, 4,71 urmat de Timiș București și Cluj. Cele mai multe cazuri se regăsesc în București. 110.067 urmat de Cluj Iași, Timiș Constanța, Brașov. Ilfov, Prahova și Argeș. Județele care au înregistrat cele mai multe cazuri în ultimele 24 de ore sunt București cu 722 de cazuri, urmat de Timiș, Cluj, Ilfov, Constanța. Iar la celălalt pol, cu cele mai puține cazuri înregistrate în ultimile 24 de ore, avem Giurgiu cu 8 cazuri și Mehedinți cu 21. Până astăzi, 16.969 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat. În intervalul 12-13 ianuarie până la ora 10 au fost raportate 88 de decese, 31 femei și 57 bărbați infectați cu noul coronavirus. Dintre acestea, un deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 de ani. 7 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 24 decese la categoria de vârstă 60-69 de ani, 39 decese la categoria de vârstă 70-79 de ani și 17 decese la categoria de peste 80 de ani. 84 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar pentru 4 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare au fost înregistrate 4.424 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv, distinct de cazurile nou confirmate în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 1.000 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 8.751 din între acestea 1081 sunt internate la ATI. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 5.77.520 de teste real-time PCR și 23.872 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 28.361 de teste real-time PCR, 18.552 în baza definiției de caz și a protocolului medical. Și 9000 809 la cerere și 4476 de teste rapide antigene. De asemenea, de la ultima informare au fost raportate și rezultate la 231 de teste prelucrate anterior ultimilor 24 de ore și transmise până la data de 13 ianuarie. Rata de pozitivare a testelor efectuate în ultimele 24 de ore este de 13,4%, iar evoluția ratei de pozitivare de la introducerea măsurilor de carantină parțială în România poate fi observată observată în graficul alăturat pe teritoriul României, 33.148 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 8.757 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 54.347 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 123 de persoane. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 2.579 de apeluri la numărul unic de de urgență 112 și 709 la linia Tel Verde, 1835 Ca urmare a încălcării prevederilor legii 55 din 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat în ziua de 12 ianuarie 4349 de sancțiuni contravenționale în valoare de 700.000 lei. În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 7299 de cetățeni români au fost confirmați ca Infectați cu SARS-CoV-2 coronavirus. De la începutul pandemiei și până în acest moment, 133 de cetățeni români aflați în străinătate, au decedat. Dintre cetățenii români confirmați cu infecție cu noul coronavirus, 798 au fost declarați vindecați. În intervalul 31 decembrie 2027 ianuarie 2021 au fost raportate 15.857.298 de cazuri în Uniunea Europeană. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Franța, Italia, Spania și Germania.